curs aici. Mulțumiri colegilor, mulțumiri invitaților, copiilor care sunt prezenți astăzi aici. Pentru noi, pentru școală, pentru colegii mei, este o sărbătoare pe suflet. Așa o considerăm. Când juri, fost elev de al nostru, își lansează al doilea volum de poezie. Ca să spunem așa, devine sau divine pentru activitatea de astăzi, este doamna Carmen Balmoș, poet, fost elev a școlii noastre și care lansează astăzi al doilea volum de poezie, intitulat Cuvinte Pelegrine. Am un pic de emoții. Suntem onorați să avem astăzi în mijlocul nostru pe domnul Cornel Galben, critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor Români, pe domnul profesor Las la urmă, doamna Eugenia Boteanu, colega noastră, chiar dacă ne-a trădat să prezentă la liceu, pictor, scriitor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Și cred că cât de repede și membru al Uniunii Scriitorilor de domnul profesor Ioan Popa, colegul nostru, pe care îl așteptăm cu mare dragoste la noi la școală, și de asemenea doamna Marieta Radu, colega noastră, fost profesor la școala noastră, actualmente pensionat și moderatorul, de fapt, al activității noastre este domnul profesor Leonid Iacob. Scrie foarte mult, știu, va părea cineva că scrieți enorm de mult. Nu și mult, bine. Mult și bine. Actul artistic astăzi va fi asigurat de Rebecca Ioana. O adevărată artistă, de fapt cunoscută, cred că toată lumea o cunoaște, un viitor mare muzician, poate dictor, poate literat, da? Deci trei într-un. Artistă în adevărat sens al cuvântului. De asemenea, vreau să menționez aici și pe domnișoara Nedelcu Claudia, de la clasa a treia, o voce superbă, o voce extraordinar de frumoasă, o să ascultați interpretând o baladă și un cântec de muzică populară. Pentru cei care doriți, joi seara, pe favoritul, să o vedeți la televiziune, da? De asemenea, momentul artistic este asigurat de către un grup de copii de la noi de la școală, recitatori, conduși de doamna profesoară Daniela Ungurașu. Și, în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Nicu Garai pentru sprijinul pe care mi-l acordă. De fapt, domnul profesor și cu doamna profesoară Camelia Garai o îndrumă pe domnișoara, pe artista noastră, pe Rebecca. Mulțumesc, domnule! Și, în ultimul rând, domnului profesor Silviu Poliga. Dau cuvântul moderatorului activității noastre de astăzi, domnului Leonid Iacob. Și probabil că dânsul o să dea cuvântul... Asta vedem noi. Deocamdată să mulțumesc școlii, numărul 1, pentru bunăvoința, mai ales pentru modul deosebit de deschis în care a fost primită această acțiune. O activitate, așa cum spunea domnia sa, domnul director Anastasiu, o activitate de suflet, o activitate care arată copiilor prezenți în sală, dar și cadrului, de celor prezenți, celor invitați, că la Comănești încă mai există suflet și că acest suflet este deschis tuturor acțiunilor de bine și de frumos.
Trăim într-o epocă contemporană deosebit de tulbure, deosebit de agitată, în care numai asemenea acțiuni parcă sunt așa semănate cu mâna pe undeva, pe aici, pe acolo, pentru că am văzut ce se întâmplă în Franța, am văzut ce se întâmplă în Germania, am văzut ce se întâmplă în Belgia, am văzut ce se întâmplă și în România cu ultima mare tragedie trecută. Este, dacă vreți, așa de tulburi această epocă contemporană nouă, dar în același timp contemporană tuturor oamenilor de pe pământ. Și ar trebui să medităm că doar numai frumosul, numai iubirea poate să ne scoate din acest triunghi, să spunem, al bermudelor în care parcă am intrat fără voia noastră. Dar cel de sus, Dumnezeu, se va gândi, așa cum spunea un scriitor mare român, se va gândi și la țărișoara noastră, la națiunea noastră și va cobora asupra ei binecuvântarea să ne ferească de aceste rele ale lumii. Spunea acolo scriitorul, Dumnezeu, părinților noștri, ne va învrednici pe noi și pe urmașii noștri cu acea bunătate sufletească și tot ceea ce trebuie să avem noi în suflet. Acum trecem la ce am adunat. O recidivistă, aș putea spune, în ales Crisului, care s-a descoperit și care de fapt nu chiar s-a descoperit în întregime, pentru că atunci când s-a apucat de scris, era mai tinerică, mai subțirică, mai așa. Dar mai, așa cum e la vârsta tinereții, în care în care sufletul zburta așa pe câmpiile tinereții, pe câmpiile frumosului. Viața însă a pus-o undeva un loc așa mai aspru și a făcut-o să plece dincolo de hotarele țării, în căutarea unui loc în care să aibă cu ce să-și crească pe cei doi copii, Cătălina, care se află aici de față, și Iuliu Tudorin, care și el este de față. Doi copii frumoși, doi copii au crescut cu bunica, din câte știu eu. Aici, la Comănești, mama le-a asigurat traiul și iată acum sunt mari, studenți. Asta este pe undeva în o altă țară străină. Belgia. Mă de? Belgia. În Belgia. Și vedeți dumneavoastră că nu și-au uitat pământul din care au crescut și din care își trag rătăcenile și sunt prezenți aici la noi. Cartea pe care a scris-o, prima carte, o carte așa mai golovănoasă, așa mai directă, mai, cum să spun eu, cu greutăți de limbaj, cu întortocheri de limbă, mă rog, și influența celor N ani petrecuți prin străinătate și a spus cuvântul. Nu spun că pentru că nu bine. Dar cartea a doua, așa cum am spus și în carte, definește de data aceasta un poet în devenire, un poet care își caută drumul și care reușește în mare măsură să treacă între fulcele caudine ale scrisului și să scoată la iveală o carte deosebit de bună, aș spune eu, în contextul în care domnia sa se află a doua carte. Nu vreau să o ridic nici în slavă, nici să o întesc de pământ, dar adevărul este că este o carte bună, la care am muncit și a străduit cât că a pierdut nopți întregi,
Și în cele trei capitole, pe care Domnia sa le vede ca niște trepte ale urcării de la cuvânt către cer, către Dumnezeire, pentru că Dumnezeu ne-a dat nouă cuvântul să-L păstrăm, să-L prețuim și să-L dăm mai departe celorlalți. În Domnia sa aceasta face prin aceste cuvinte peregrine. De fapt, spuneam acolo că poeta este peregrin, nu numai printre cuvinte, printre cuvintele cărții, printre cuvintele limbii române, ci peregrin printre orașe, printre locuri, printre țări, din Orient până în Occident, din Nord până în Sud, din spațiile românești până la Tibru, de acolo unde este ceva mai aproape de dânsa, și pendulând între aceste spații, îi permite să scrie. Și scrie bine, zicem noi. Poate și ceilalți care o să vorbească o să spună celălalt lucru. Nu intru în detaliile cărții, nu intru în ceea ce se construiește, acolo în carte, o vor face colegii mei vorbitori de bună seamă, care se vor ocupa și de metafore și de limbaj și de alte chestii ale scrisului. Eu țin să mulțumesc prezența televiziunii literare domnului Eugen Ungureanu, domnului Cornel, șeful televiziunii, domnului Cornel Galben, redactorul șef al acestei televiziuni, operatorului care s-au deplasat astăzi până aici, colegilor care sunt gata să facă recenzii, și-aș amintesc și două doamne pe care domnul director a uitat să le analizeze, două doamne profesoare de la școală, doamna Ungurașu, doamna Acăr, nu? Care vor recenza aceste cărți. Sunt ați uitat. Când am prezentat-o. Da? Când ați prezentat-o, că face prezentat-o de mine, dacă face altceva. Dar sunt că vor vorbi și n-aș vrea să... n-aș vrea să fiu acel care să dea cuvântul fie că vei. Cine va dori, va dedica și va spune. Eu numai datoria mea numai să spun câte ceva despre cel care vorbește. Dar, cine sparge gheața? Asta este ca la ședință, la fost ca la ședință. Cine sparge gheața, tovarăș? Haide. Domnul profesor Ioan Popa, care este rândul doamnei sale, este autor de culegeri de exerciții de limba română, nu așa, domnul profesor? Ați fost. Și acum sunteți toată, dar în calitatea nu vă uzut pe nimeni. Și sunt. Și sunteți. Așa, profesor al școlii, fost profesor al școlii, a acestei școli și fost profesor al doamnei Carmen Balmuș. Cine ești tu, Balmuș? Balmuș? Fica. Și fraia tu? Fraia Pinieta. Au învățat la școala 7. Nu, păi nu-i cunoșteam. Am auzit-o pe lângă mama și... Că mama cu cuie, nu? Am bănuit, am auzit-o pe aici, am bănuit că e Fica. Da. Să începem. M-am pus la a doua întâlnire cu versurile lui Carmen și încă nu mă dumiresc cum să-i clasific aceste versuri și nici cum să o clasific pe ea în panoplia poeților lor. La început. Îmi amintesc că pe 16 mai primisem volumul Străinatele Privighetori și remarcasem atunci cantitatea enormă de neologismi într-o poezie. Înțelegi, da? Iată că și că fata mea nu se dezvine. Nici la al doilea volum intitulat Cuvinte peregrine. Chiar titlul volumului conține neologismul peregrin, care provine din latinul peregrinus, intrat în limba română pe filiera franceză sau italiană. Deci, încă din titlu, suntem invitați să ne delectăm în versuri în care neologismul și-are rolul lui bine stabilit în exprimarea frumosului artistic. Prin urmare,
Cuvinte peregrine, sau mai simplu, cuvinte călătoare, ne invită pe unda largă și lungă a versului bine construit, peste subiectul de vecie, să colindăm lumea în care trăim, dar și lumea sufletului, mereu călător, îndoieșa de iubire, de respect, de solitudine. Poezia lui Carmen sună grav. Aceasta poate și datorită formă. Sună metalic, fiindcă scoate în evidență sufletul gingaș unei românce și trăiește departe de casă de cei dragi. Această poezie nu cred că mai surprinde pe nimeni dintre cei care o cunosc. Fiindcă s-au obișnuit cu ea. Dar ce ne facem cu tineretul din sală, care, cărora ne adresăm astăzi în sanctuarul cărții, școlii și prea vorbesc cu, vedeam că suntem alături, dar suntem deci. Voi începe scurta mea locuțiune cu o părere despre poezia Pelegrini, pagina 43. Poezie ce marchează prin subiect întregul volum. Versurile sunt simple, dar pline de învățăminte. Eu liric, ca toți adolescenții, de pe strada mea, cum spune poeta, visam iubirea, fără a ști ce înseamnă. Și rămasă singură, mister. Ce-au făcut ceilalți vecinii? Subiect deschis la săpicitor, probabil, se intuiesc. Se hotărește să plece, ca peregrin, iubirea, să găsim departe, să o găsim departe în zări, în zările senine. De ce să pleci? Acasă nu găsea această iubire? Fără să-și dea seama, e încă tânăr, de adolescentă. E o liric poetic, ca acolo, departe, în țări străine, vom vedea că se va rătăci și nu numai atât, dar va avea de înfruntat greutățile vieții, printre străini, de în pietre am căzut, spune poeta, și am vrut chiar să renunț. E bine că n-a renunțat, altfel n-aveam cum să ne întâlnim astăzi. Dar comuneștianca noastră e o luptătoare. M-am ridicat, spune mei, am plâns și cum eu am strâns. Convinsă să continue până când va reuși să-ți găsească iubirea multisată în adolescență. Poezia mai conține și egalitatea literară, iubire, Meca. O inovație inedită. Macedonski vedea în Meca cetatea eternă, acolo unde euul absolut se găsește și unde toată lumea care aspiră spre acest eu vrea să ajungă. Carmen o încuiește cu iubirea ei adolescentică. Ultima strofă, ia telefonul meu și închide. Ultima strofă aduce și posibilitatea, o posibilă rezolvare a situației disperate în care a intrat. Impulsul peregrin îmi spune să insist, să vreau să fiu altfel, dar mă opresc aici, în speranță că poate că băita noastră și-a găsit între timp iubirea și se pare că această iubire are și copii, sunt de față. Duetul peregrin iubire se întâlnește și în poezia Drumul care plânge, pagina 33. Drumul ce făceai cândva, când grădinăreai cuvinte și spulbereai prin fire sfinte antepata de dumneata. Cu astfel de versuri, probabil, ne aflăm în epoca grădinăritului cuvintelor. Ce frumos și ridicionăm acest termen. Probabil că, dacă îl descotam, niciodată nu îl veți găsi. O epocă de debut a poetei, când a devenit de alte zări, a plecat pe drumul cunoașterii, cum spunea colegul, și iată că, la o vreme, acest drum întreabă de dumneata. Eu liric ascunde acum informația și aruncă vina pe o stea din miază noapte, care declară sus și tare că ai pierdut busola. Tainice îmbracă în simple, în șoapte, pardon, personificarea e grozavă, dar nu trebuie să ne lăsăm
ne luăm după această stea nordică și să ne debusolăm. De aceea trebuie să dăm încrezare poeției care se mândrește cu drumurile pe care ea l-a preminat, l-a creierat, administrându-le itor și cantoanelor, gărilor și cantoanelor, izvoare de iubire. Și ale cui? Și ale cui sunt iubirile? Domnul Carmen. Ca să zic așa, ale lui tatăl. Și când ușa spre vis, care rămâne deschisă, continuăm în volum, ne oprim aici și spunem că poezia, într-adevăr, rămâne deschisă orice interpretări. Dar fiindcă, dar acesta e omul prezent, în tot și în toate, cum spune proverbul, interpretarea poeziei trebuie să fie întotdeauna pur personal. Și mai târziu, la o nouă lectură a poeziei, vom și veți constata că veți putea găsi o altă interpretare. Deci perseverați a citi poezie, dragi elevi. Vă mulțumesc! Doamna profesoară Mungurașu Daniela, profesoră acestea, am vrut să spun eu, când de multe alte dacă vreau, mi-a fost și elevă la cenaclu. Când m-a intrat cu puțin. Am vrut să vorbesc de așa. Să nu stăm întoarși în zăiești, frate. Dragi colegi, am pregătit pentru astăzi o prezentare mai apropiată de vârsta elevilor mei. Pentru că am dorit ca ei să înțeleagă acest act cultural care astăzi se petrece aici. Întâlnirea cu cartea doamnei Carmen Balonă și Cuvinte Peregrine a fost pentru mine o bucurie. M-au impresionat încă de la primele poezii sinceritatea doamnei, dar și ușurința lecturării poeziilor domniei sale. Acest lucru mi-a fost confirmat și de către elevii mei, cărora le-au plăcut poeziile, dar le-au și înțeles mesajul. Câteva poezii au rămas memorabile pentru noi, întrebându-i și pe ei. Prietenia, rugă, ie românească, a iubi iubire, partida cu viața, s-a stins, secretul din carte. Cartea pe care o lansăm astăzi ar putea reprezenta un prieten bun într-o zi în care am dorit să ne odihnim sufletul, deoarece poeziile din acest volum au tocmai această menire. Sau, așa cum mi s-a întâmplat și mie, am descoperit printre rânduri răspunsuri la multe din întrebările care mi ocupau mintea. Ce este un prieten pentru mine? E cel ce își lasă ultimul săvânt, chiar și atunci când aleargă printre suspine. Sau, cum sunt eu prieten pentru tine? Chiar dacă șchiopătez, te însuțesc, mergând, când valul vieții tale nu e așa de blând. Sau ce e iubirea? Și doamna Carmen Balmuș ne oferă câteva răspunsuri surprinzătoare prin sinceritatea și profunzimea lor. Iubirea este mamă răbdătoare, cu mâini dibace, te ajută când mai cazi. Iubirea este auzul fin pentru suspin pe care tu mi-l spui și totuși el aude. Am simțit, citind cartea, că autoarea a dorit să mulțumească unor lucruri și unor oameni care au pus o piatră de temelie în formarea dumneavoastră. În secretul din carte, mulțumește cărții, pentru că, citez, mi-ai dat comori, mi-ai fost tată și mamă. Sau și mai emoționant, mulțumește învățătorilor dumneavoastră, pentru că ei îți surâd cu gândul blând când repetat greșești, cu briza vocilor te înconjoară, când de atâtea ori te corectează. Doamna Carmen Balmuș se bucură de fiecare zi, pentru că, spune dumneaei, are datoria să mulțumească dimineților peregrine ce vin și mi se strecoară prin idei, cu penelul senin, nuanțând cuvântul cu mesajul din soare. Am simțit în unele poezii un sentiment de revoltă în fața unor lucruri reale ce se petrec în această lume, necredința în Dumnezeu, nepăsarea copiilor față de părinți, una dintre rasele umane. Ce lume e asta ce schimbiuiește sfinții?
ce-ți judecă crezul după piele culoare, ce lume e asta ce-și ignoră părinții și îngenunchează Iisusul cu nepăsare? Spune Dumnezeu în poezia Nedumerirei. Soluția rezolvării tuturor acestor probleme cu care se confruntă omenirea ne oferă tot poeta în poezia Toleranță. Eu n-am dorit nici flori și nici voiaj și nici iubire. Un pic de toleranță. Dacă aș fi primit, aș fi iubit această lume multă de simțire. Două poezii m-au impresionat până la lacrimi. A iubi iubire, pentru că mi-a confirmat un crez al meu. Atunci când iubești cu adevărat, ești iertat de păcate. Citez. A iubi iubire nu înseamnă păcate, deși sunt închise mii de lacrimi. Dacă iubești ziua, ea nu e a ta, e doar o pagină deschisă spre altceva. Când iubești floarea, nu rupi ca să o ai. Iubindu-i pe îngeri, nu-i furi de rai. A iubi iubire nu-i păcat capital, e jumătatea de pas spre etern. Și a doua poezie, și cu aceasta aș vrea să închei prezentarea mea, este poezia S-a stins. Și am făcut o legătură cu acest eveniment care a, foarte trist, care a lovit România. Citindu-mi, am adus aminte de victimele de la colectiv. Și cu permisiunea doamnei Carmen Barmuș, aș dori să o dedicăm acelor tineri, prea tineri, prea copii, care au plătit cu inocența lor a lumii patimii. Aș dori să o elevă de-a mea să o citească. S-a stins. S-a stins și azi din viață un copil. În semn de doliu, luna a albit. Iar soarele, urmând mai vechiul stil, plângea cu fața în nord, la asfințit. S-a stins și azi din viață un copil. Au lăcrimat cu ceferii de noapte și de zi. Iar chiparoșii au îngenunchiat un mir. Copilul, sensul vieții, n-a ajuns să ști. S-a stins și azi din viața un copil. La prânz marea, florile, văzut duhul de afară. Doar oamenii n-au plâns, cu zid ostil. Au pus între simțire și cotidian. Copiii, când se nasc, n-așteaptă lacrimi de la această lume. Dar eu mai am cuvinte ce îndrăznesc a întreba. De ce plătește inocența ale lumii patii atunci când oamenii între ei nu se iubesc? Doamne Carmen Barmuș, puterea și sănătatea de a se mai descoperi și în alte volume de versuri. Vom pregăti și un da, știm, lăsăm mai la urmă, da? Da, dar cineva, cine dorește? Haideți să facem o pauză. Intermezzo. Un intermezzo. Că sunt mulți șapte oameni care vorbesc. Nici am căsătă aici. Da. Așa. Deci, domnul profesor Garai, care o să păstorește, mă rog să-l prezentați. Dar ce să vă ați prezentat-o? Deja e bine cunoscut. Ce să mai spun? Da. S-am prezentat-o și este, noi. Este elevă în școala 1, la școala Ciprian Columbescu. Pardon, scuzați. Școala 1, ok, școala 1. Foarte bine, foarte bine. Așa. Așa o știu toată lumea, cei care mai sunt aici, școala 1 era. Ea este recidivistă în ceea ce privește participarea la asemenea manifestări și la notorietatea ei a contribuit domnul Ungureanu când ne-a făcut o surpriză deosebită la o manifestare care a avut loc la biblioteca din Orești. Un vernisaj al domnului Boteanu. Rebecca a participat de asemenea cu intermețuri muzicale și domnul Ungureanu a selectat intervențiile ei și a făcut un clip care l-a postat pe... Și l-am dat și pe televiziune. Da, da. Noastră. Și de atunci a căpătat așa o...
notorietate inclusiv la, pentru românii de pretutinde. Da, da. Că noi ne adresăm. Și îi mulțumim cu mult drag. Și domnului Ungureanu și Rebecca pentru și noi intervenție. Ei, spune ce o să interpretez. Prima piesă este o sonatină de Clementi, dacă vă abonați, sunt la spagina. Antevorbitorii. Da? Da. Da, cum vreți. Sigur că da. Doamna profesoară Marieta Bratu, profesor de limba și tot, profesor, dar și încă profesor de limba și teatru română. Deci mine nu-i uzor de calitatea. Deci mă bucur că am făcut cunoștință cu dumneavoastră și ne-ați oferit spre lectură o carte minunată, cel puțin eu acest volum l-am și l-am citit și am fost foarte fericită că am găsit multe lucruri frumoase și am văzut că dumneavoastră v-ați documentat și ați citit în bibliotecă, da, și chiar ați și spus așa, venind din Regatul cu Minuni. Deci aceasta este biblioteca. V-ați luat zborul și gândul înțelept și un sfat din Dumnezeu ca vieții să-i țină piept și astfel destinul plutește prin viață mai ușor, de-i pui ca vâsle cartea, chiar visul are spor. Am citat din poezia Vâslele, pagina 21. Pentru dumneavoastră, cuvântul este foarte valoros, deoarece un plăsmuit cuvânt dă binecuvântare la soare și pământ și îmbrățișează blând umanul în general, transfuzia simțirii în sufletul mortal. Deci am citit din cuvânt ziditor.
În volumul de față, cuvântul este abordat în impactul său cu realitatea, iar transformarea realității în poezie presupune talent, vocație și ardere interioară. Normal, nu? Ce lume e asta unde îi venim cuvântul destinat să ucidă ce nu e conform obedienței totale? Ce n-ascultă vântul schimbării valsând poliform? Ce lume e asta ce-și schimbește sfinții, ce-ți judecă crezul după pielii culoare? Ce lume e asta ce-și ignoră părinții și îngenunchează Iisusul cu nepăsare? Nedumerire, pagina 15. Poeta pare nemulțumită că viața i-a oferit din soartă felia cea amară. De asta inima i-a adormit din dor nefericită. Toleranță. Remarcându-se printr-o sensibilitate asimilată și perpetuată, în esența ei, autoarea abordează o tematică variată, oprindu-se asupra societății în care trăiește, surprinzând oamenii în diferite ipostaze, animați de diverse sentimente, copleșiți de tumultul vieții citadine. Cum suntem prieteni amândoi? Ne ocrutim de spinii vorbelor trimise, de aroganță și sfidare înspre noi și nu lăsăm tristețea să strice ale noastre vise. Adică știm secretul din cer și din pământ, dar nu-l ucidem noi prin divulgat. Înzestrată cu darul versificării, poeta simte nevoie să mulțumească dimineților pelegrine, să îngenuncheze pentru lacrima oricărui copil, să abordeze ca tactică de război jocul, să îngrijească rana iubirii rănite de o lume ce iubirea nu știe. Limbajul viu, colorat cu figuri de stil, cu ecouri din Alexandrie și Minulescu, contribuie la realizarea unor tablouri de frumusețe ale naturii. Am identificat acest lucru în Frunze și Drumul care plânge și am să vă și citesc pentru că este elocvent. Iată, Frunze. Toamna mi-a scos în cale un copac desfrânzit. Părea un chip plin de riduri, golii de șoapte. Și trilul de păsări. Un fior am simțit în lacrimi, iubirea întâlnea doar frunze uscate. Prin parți, pe alei, prin temple și piețe, vântul suflă în destine cu aparență purtate de chipul deșertăciunii celei cu 1000 de fețe, chiar clipele sofilite sub ploaia de frunze uscate. Grandoarea și fastul ne lasă iar fără de grai, dar sufletele sunt abandonate în miezul de noapte. Catedralele azi n-ajung cu turlele în rai, pentru că înăuntru decorate cu frunze uscate. Iar cei ce păstorez viața sunt uscați de uzanța costumelor și măștilor celui ce poate să schimbe destine, inventând o creanță, cauză și efect al prezentelor frunze uscate. Iar în drumul care plânge, drumul ce-l făceai cândva, când grădinăreai cuvinte și înfloreai prin filele sfinte, a întrebat astăzi de dumneata. Zis-i o stea de lumează noapte, cum că ai pierdut busola și ai ascuns iubirea în ora tainei ce se îmbracă în șoapte. Drumul ce-l făceai cândva plânge în gări și în cantoane, pe unde a făcut izvoare de iubiri de dumneata. În partea a doua, intitulată Tâlcuri, ne întâmpină o serie de parabole cu titluri sugestive. Prințul, Dragoste nebună, Bănuțul văduvei, Opera lui Dumnezeu, etc. Iar în partea a treia, Scara spre Rai, remarcăm prezența unor elemente de continuitate a viziunii cu accente biblice. Crucea e crez, Vinerea mare, Rugăciune, Zachei orbul, înmulțirea pâinilor. În toate aceste creații,
se poate constata originalitatea absolută a expresiei lirice și ancorarea sa în contemporaneitate. Felicitări, doamnă, și să mai scrieți! Vals în la minor de Frédéric Chopin. Dar poftiți unei bune așezați acolo să stea? Am zis să vă rog, nu s-au venit. Așa face aici. Nu mă simt, domnul inginer, te blocăm aici. Hai că le facem rău, le facem rău. Hai că scrii, ștete-l. Așa, și poate de pe lateral, așa, până în ușa acolo, da? Așa. Da, e foarte bine. Ca să vă vedeți și voi să vă vadă toată lumea. Și-ți aduce șoapele, topite lacrimi pe obraz. Iubirea este auzul fin pentru suspin, pe care tu nu-l spui și totuși al aude. Și-l culege și-l seamănă pe curs de clavecin, și binele și răul în sfaturile contului. Iubirea este timpul vrăjitor, ce vede dincolo de suflet și de stele, ce luminează noaptea lunii locuptor și înalță emoție de dor ca stele. Corpo și Teodora Maria, din clasa 7-a, profesor Mugurașul de-a. Deci,
și prezint, vă prezentați întâi și după aceea. Ca să rămână și pe ca să rămână acolo, vă filmează. Eu sunt Sofron Valeria și eu sunt Nicoleta Necocea și o să recităm poezia Prietenia. Ce este prietenia? Un fapt ce mi s-a întâmplat m-a făcut să mă întreb. Iar gândul mi florește sub carul mare și s-a instalat în Ateneul nopții în dreapta și îmi zâmbește. Ce este un prieten pentru mine? E cel ce își lasă ultimul său gând, chiar și atunci când aleargă printre suspine pe noaptea mea ce-a dormit plângând. Cum sunt eu prieten pentru tine? Chiar dacă schiopătesc, te însoțesc, mergând pe mare să-ți fac plutirile mai line când valul vieții tale nu e așa de lin. Cum suntem prieteni amândoi? Ne ocrotim de spinii vorbelor trimise, de aroganța și sfidarea înspre noi și nu lăsăm tristețea să strice ale noastre vise. Și, cu respectul lacrimii din marele adânc, suntem discreți, cuvânt pe care ziua l-a uitat. Adică știm secretul din cer și din pământ, dar nu lucidem noi prin divulgat. Din dreptul vieții noastre, întindem mâna lin și de-i de ridicat, ne ridicăm în doi. După furtunele contradictorii, întindem cer senin și curcubeul plin cu flori e între noi. Profesor Ioanaș, Ichim Carmen Dumitra. Și o să recităm poezia învățătorii mei. Au coborât din cerul lor și s-au oprit la școală. Acolo, unde tatăl meu m-a dus cu visul, ce-l avusese pentru el și pentru întâia oară, puneam în întuneric lampă să mă deprind cu scrisul. S-au înclinat când m-au văzut la primii pași ai mei, m-am fâsticit când i-am văzut cu aura de sfinț. În clasa a șasea, i-am pus pe lângă zei. Ulterior, mi-au devenit părinți. Cum pot să cred aminteri despre acele frunți înalte până la cer, de unde au luat răbdarea cu care am curățit nopțile de pe munți, de neștiință și au răsădit pe pisc culoarea? Deci chiar sus, pe creastă, deascăle mei buni, te cântăresc. Ținându-te de mână, te îndrum. Să-ți afli menirea sau chiar să faci mânii. Cu aramă din pământ și șoaptele din lume. Și frunt cu gândul blând, când, repetat greșești, cu briza vocii lor te înconjoară, când de atâtea ori te corectează, mahmed și zâmbetul, și de un pic gândești, încrederea ți-o pun la loc, când te-ai pierdut sub nori. Învățătorii mei, aici, în suflet și în carte, m-au așteptat să învăț, să urc pe chei, în colțul cu lumină am așezat, cu ea, pe aceeași parte, împlinind profeția. Copiii se transformă în ceea ce așteptăm noi de la ei. Sofia Cristian, clasa 7-a. Secretul din carte. Te-am cunoscut în primii ani de școală și prieten mi-ai rămas. Nu m-ai mințit nici când. Nu știi ce-i lingușeala și nici de plictiseală. Nu abuzezi că azi să vrei să te răzbun pe gând. M-ai dus prin lume, pe stele și pe lună. Mi-ai șters din lacrimi când plângeam pe afară din viața mea. M-ai învățat cu vorba bună și mi-ai făcut cadou doar soare în fiecare seară. Mi-ai dat cuvântul ca prieten avantpost, iar prietenii de un timp mi s-au împuținat. O fi, că prietenii, nu prieteni toți mi-au fost, și nici cuvântul ce-au utilizat. Mi-ai dat comori, mi-ai fost tată și mamă. M-ai ascultat, nu te-a scuzat în somnă. Științei mele fost ai axa din diagramă, când ignoranța mea se fixa accidental canonul. Mai credincios decât pământul, ca darul de lumină, cu înțelepciuni de preț și învățători alese, ești păstrător de taine când cerul se închină la inimi rătăcite ce nu mai iau adrese. Și astăzi vă recita E românească. Ia mea, întors din inim, e din fir, fin de mândrie, fir de borangic ce scrie de cămașă ca de stil. Înțelepții din mănăstire mi-au pus în condei povestea ca să duc în lume vestea despre ea ca moștenire. De ce albă noastră e, zic ai noștri, dragi păstori? Alb e tot ce-i pur în flori, e culoarea de botez, viața când începe a scrie. Peste albul cel sfințit și primit la creștinat, ursitoarele modele cos virtuțile dormat, iar culoarea folosită zice de unde am plecat și vorbește despre noi, cei care credeam că doar ei am plecat. Vă
Mulțumesc. Ai emoții. Vă mulțumesc foarte mult pentru felul în care ați recitat poeziile mele și le-ați dat un plus de valoare cu albul, albul din mie, puritatea. Pentru că după ce ne ducem prin toată viața, căutăm oameni care știu, au citit Heidegger, au citit toată filozofia, de fapt, ne întoarcem la sufletul de copil. Și sufletul de copil este cel valabil. Așa vrem să fim, dar nu se mai poate, după ce suntem, după ce ajungem aproape de capătul vieții. Vă mulțumesc din suflet! Da, altcineva și ne vă rog. Avem o doamnă profesoară. Unde e? Doamna Cocuiană. Acum revine, revine. Haideți până revine, să ascultăm, ascultăm. Nu, nu, las cu ascultăm, doamna profesoară Eugenia Boteanu, pictor, scriitor și poet, colindător prin țări străine cu expoziții în tandem, totdeauna în tandem. Și bine, ai sânzat, da? Totdeauna în tandem. Și unul dintre oamenii de cultură ai Gomănești, ai vorbei noastre așa de mici, dar unde vorba lui Sadoveanu, locul unde nu s-a întâmplat nimic, nu e valabil. Pentru că aici se întâmplă mereu câte ceva. Da. Doamna profesoară, eu vă zic doamna profesoară, și domnul director v-a spus că sunteți membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Așa că mai spun și eu o dată ca să intre în mintele alea tinerii. Și în mod cert, va fi. E ce am citit eu din ce-a scris la mă. Nu îndrăznesc, chiar atât. Da, mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. Asta mă încurajează să rămân la sufletul de copil, vorba. Că, de fapt, asta ne menține să avem un echilibru cât avem de trăit. Fiecare om se naște cu ceva bun, cu un dar de la Dumnezeu. Depinde de noi dacă îl descoperim singuri sau ajutați. Uneori acest dar se vede din primii ani de școală, alteori îl descoperim mai târziu. Pentru că el crește și apoi trebuie arătat și celor din jurul nostru. Nu mi-amintesc cum a fost Carmen Banuș la orele de limba română. Aici domnul profesor Popa a spus și poate să spună mai multe, dar știu cum a fost la orele de desen. Un copil sensibil, cu un zâmbet curat și cald pe față, zâmbet care se vede și la copiii ei, Cătălina și Tudorin. Desenele ei erau sensibile și chiar dacă nu avea înclinație spre pictură, cum spune ea de multe ori, sufletul ei știa că are ceva de spus. Și din tot ce ți-am cerut, doar cuvântul dă-mi măcar ce prin muză a trecut, să-i dau lumii dar din har. Rugă. Poezia rugă 2. De altfel, literatura, muzica și pictura sunt bune surori, înțelegându-se și completându-se una pe alta. Căci cum poți scrie atât de frumos, fără o imaginație bogată, fără o culoare caldă în suflet? De atât a scris, grafitul acum se torcește și abia să mai pună un punct de reușește. Și ne ascuțim printre dureri ce ne spun că din suferințe omul bun iese mai bun. Mi s-a părut extraordinară poezia asta, eu și creionul. Ne dăm seama că aceste suferințe, încercări și încercări au făcut-o pe Carmen Balmoș mai puternică, mai capabilă de a-și spune stările ei
de bucurie, de tristețe, dar întotdeauna cu credința în Dumnezeu, fără de care n-ar fi reușit și niciunul dintre noi nu putem reuși. Și Doamne, mă iartă când nu o să mai fiu, că m-am smuls din oglindă, cu umbră cu tot, și am fost mai des idee și vis, nu om viu. Aceste idei și vise vin tot de la Dumnezeu și cred că ai fost și ești vie și vei fi. Poezia mă iartă. Nu pot să închei fără să spun că mă simt onorată că am avut acest prilej de a vorbi despre Carmen Balmuș, căreia îi doresc sănătate multă, putere și inspirație, că sensibilitate are și să o mai vedem în orașul pe care îl iubește și nu-l uită, chiar dacă este acolo, departe, de casă, ea revine mereu cu ceva nou, dând la iveală tot ce sufletul ei a strâns în acești ani. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna profesoară, pentru că meseria este intrată în sânge. Eu spun ceea ce e titlul de bază, dar celălalt sunt... E treabă de lumea asta. Știu că are, știu. Dar vreau să cânte o baladă acum cineva, o fetiță și te rog să vii tot aici ca să te filmeze. Și o să vă prezintă domnul director, te rog frumos. Hai să vă spun să vă zic să vă rășești. Vă spun un viitor mare valer. Vă prezint, da? Știți cum e că asta? Mă numesc Nicuța Maria Claudia. Am 9 ani și sunt în clasa 3-a A. Voi interpreta balada Bradului și o melodie când mă duc la hor în sat. Bradul e mai drag de rotundă, ce te fără vântul și m-a plat din mie în pământ. Că vin slujba și de la țară cu săcuri și cu topoară să mă tai aștioară, să mă suie șelicară. Pifnișoara domnilor, pedeapsa voinișilor. Bradule, măi micule, nu te da viteazule, nu te da și nu te duși până când eu n-oi ajunge. Thank you.
Mulțumim și domnului, adică domnilor Garai, pentru pregătirea elevei pe care se află aici de față. Până vine, oricum, dacă vine, vine domnul Cornel Galben, critic literar, poet, scriitor, redactor, șef, publicist, etc., eseist, și ce mai vreți dumneavoastră, se află aici. Ca să spună, ieri după amiază am participat la Bacău la un spectacol al cărții similar și acolo vorbitorii s-au plâns că nu există o dragoste de poezie la elevi. Iată că acum situația s-a răsturnat. S-a inversat, da. Deci, la Comănești, poezia este pe mâini bune. Sigur că acolo se vorbea de cei de la clasele mari de liceu, care fug de poezie, mai ales la bacalaureat, nu prea au chef să le pice un subiect legat de poezie. Și cartea doamnei Victoria Bulban se referea tocmai la recitarea poeziei. La dumneavoastră, recitarea poeziei s-a făcut admirabil, după cum ați observat. Și aici este și meritul autoarei, care a știut să se apropie prin vers de gândurile fiecăruia. Sigur că orice cititor, la rândul lui, este un alt fel de receptor al poeziei și s-a și observat aici. Spre deosebire de primul volum, se observă un salt evident și trăirile autoarei sunt parcă mai bine conturate, mai așezate și aici revine și rolul îngrijitorului care a știut să le selecteze în cicluri și să le dea forța de care au nevoie, pentru că altfel, fiind izolate, ele puteau să nu aibă același nivel, să spun, de penetrare asupra cititorului obișnuit sau mai puțin obișnuit cu poezia. Este, de fapt, o trecere prin vârstele autoarei, cu toată nostalgia și cu toată dragostea pentru locurile natale, cu toate trăirile pe care le implică un român care trăiește în afara granițelor țării și care simte altfel comuniunea cu Dumnezeu, altfel comuniunea cu locurile natale, altfel comuniunea cu natura, cu universul acesta în care fiecare ne simțim mai mult sau mai puțin bine. La un moment dat chiar am zis, uite că este o stare de război aici, pentru că avea niște jocuri acolo și în permanență mai erai pe o tablă de șac, mai erai jocul care
antrena copilul și îți antrena, de fapt, sufletul. Sigur, cuvintele sunt peregrine în sine, pentru că noi le rostim și abia ecoul lor va fi probabil în timp. Este greu să rămâi într-o literatură dacă nu ai o forță, cum să spun, aproape de geniu, dacă nu chiar de geniu, dar asta e bine că lumea nu dezarmează și în continuare apar cărți de poezie și apar chiar multe, iar la Comănești se plânge domnul Iacob că e un orășel mic, dar e un orășel care a dat deja vreo 20 și ceva de poezii numai de la Cenaclul Mungului. Sigur că nu toți au confirmat în timp. Fetele mai ales s-au mai lăsat după ce au debutat. Dar faptul că se scrie poezie și că se și citește este remarcabil. Nu ai, practic, răgazul să citești totul, pentru că ritmul este, într-adevăr, nouăcitor pentru un critic de exemplu. La Onești, la festivalul de proză Radu Roseti, criticul Vasile Spiridon povestea că a primit numai el dimise peste 1000 de volume care să le comenteze. Câți ani îți trebuie ca să... Și asta numai într-un an de zile. Închideți un zeci de ani. La Bacău eu mă ocup de personalitățile locale, care nu sunt numai locale, sunt personalități de nivel național și mondial, chiar multe dintre ele. Dar mă ocup și de poeți în mod special. Între 1990 și 2000 au fost numai la debutanți 60 de poeți. Acum, între 2000 și 2010, sunt peste 100. Deci, pofta de scris și de comunicare este, cum să spun, invers proporțională, să zic, cu ce se întâmplă la nivelul nostru, că foarte mulți ne izolăm, nu mai comunicăm nici măcar cu rudele, nu mai comunicăm nici măcar cu prietenii, nu mai comunicăm în societate, adică ne știm sau nu mai știm. Înainte, chiar într-un oraș, fiecare se știa, uite, e Popescu, e Georgescu, te salutai, mergeai la o întâlnire, mergeai la o manifestare culturală, mergeai, cum să spun, la biserică și așa mai departe. De aceea, probabil, și autorii simt nevoia aceasta de a comunica, de a-și spune gândurile și chiar dacă unii o fac pentru propriul atelier sau o fac pentru grupul lor de prieteni, este bine că în timp sunt niște mărturii care se adună și care pot, la un moment dat, să contureze starea unei națiuni întregi, cele din urmă. Eu nu pot decât să o felicit pe autoare și să-i doresc izbânzi la fel și în continuare. Mulțumesc! Thank you.
Păi nu. Vă mulțumesc că țin în mod deosebit să mulțumesc tuturor participanților la activitatea culturală de astăzi. Mulțumesc în mod deosebit invitațiilor, oaspeților, domnul Cornel Galben și Radio-Televiziunii Literare. Mulțumesc din suflet organizatorilor, fără de care n-ar fi fost posibilă activitatea de astăzi. Vă mulțumesc în mod personal tuturor celor prezenți, familiei mele și bunului Dumnezeu, care m-a ajutat și cred că o să mă ajute așa cum ne ajută pe fiecare dintre noi. Înainte de a vorbi, doamna Ungurașu, sincer, nu aș fi știut ce să spun despre cartea mea. De regulă, eu nu pierd nopți ca să scriu poezii, câteodată scriu 4 poezii în 2 ore, câteodată doamna Lene este la mine în vizită și stă mai mult. Pot să o scot afară ca e frumos. Așa, și scriu o poezie în 3-4 zile, o săptămână. Nu sunt un om de litere, sunt un muncitor care, când are timp, scrie ceea ce gândește. Nu scriu nici filozofie și dacă aș fi studiat filozofie la Sorbona, filozofia aș fi putut să vorbesc cu elita, sorbonardă. Ăștia suntem, cuvintele simple le folosim și sufletul curat. Când îl avem și dacă nu, să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea. Încă o dată vă mulțumesc foarte frumos pentru prezență și mulțumesc încă o dată domnului profesor Iacob că a investit încredere în mine. Sper să fi meritat. Ce se face? Nu știu. Gata. Ce-aș spune foarte mult. Să spun cuvintele de Iisus. E mai bine să spun cât mai puțin și să vă las dumneavoastră să meditați în liniște a ceea ce ați văzut astăzi, ați simțit astăzi, ați cunoscut. Lumea e așa cum este, noi suntem a lumea, așa cum spune și Ionescu, nu ne schimbăm, nu ne-am schimbat, nu putem să fim schimbați decât cine știe când și cum. Poate mai bine de o știe când și cum. Dar până atunci avem, până când hotărârea divină va coboare cumva asupra noastră. Nu sunt un om religios în telul meu, dar credința o am în suflet, ca oricare de dumneavoastră. Și această credință m-a îndemnat și pe mine să scriu. Mai scriu și mai scriu și mai scriu. Așa cum scrie și da? Tot scrie și scrie. Mulțumesc colegilor de școală anul 1, mulțumesc copiilor, mulțumesc doamnelor de la Televiziunea Literară, celor care au vorbit, și dăm cuvântul domnului Anastasiu, care este organizatorul. Deci o încep eu pe mine, da? Eu vreau să-i mulțumesc doamnei Carmen, că a ales școala noastră să facă lansarea. De fapt, școala care v-a îndrumat pașii, poate chiar primii pași, cred că ați luat-o de la... Toți pașii. Toți pașii, da. Așa. Spunea doamna profesoară Eugenia Boteanu că nu știe cum a spus la română, dar știe că la desene l-ați... Nu mai zic cum a spus. Foarte bună, sensibilă, sensibilitate, dar eu pot să spun că la română a fost foarte bună. V-am văzut carnetul de note. Numai de 10 avea la română. La limba și literatura română, 10 pe limba. 10 pe limba. Salvatore,
primești pe fața ziua. Că trebuie să ai pașaport. Să știți că vă cunosc acum foarte bine din recenziile pe care le-au făcut colegii noștri și vreau să-i felicit să le mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc, copilași, pentru cum v-ați prezentat, recitările voastre, doamnei profesoare Ungurașu, domnului profesor Garai, felicitări, Rebecca, super, să-i felicitări, Mădălina, Maria Mădălina, da? Așa zic bine? No, te-am botezat? Claudia, scuze, Maria Claudia, așa, felicitări. Felicitări tuturor și mulțumesc colegilor, mulțumesc tuturor invitaților care ați participat la aceste. Vreau să fiu primul și care ceri un autograf și care ceri un autograf. De recenziile mi-aș dori eu, le-am scris orice calculator în internetul primeie, n-am putut să publicați direct acolo, în aer, era rădat, știți cum este asta, dau eu indicații speciale, doamna Lab îmi trimite hărțiuța, s-a întâmplat acum, așa, da? Și ce ne-a descris, îmi dă exact pentru că eu repun la grupul acela, care era Protoș, care există. Ciprian Columbescu. Dacă scrie școala numărul 1, școala numărul 1. Mai e pentru mine, este școala numărul 1. Da, internațională. Scris pe calculator. Zimnei, da? Da, mulțumesc. Da, la comerțul bine. Da, mulțumesc. Da. Să ne ajut bine, da?